Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli. Vă spunem detalii la știri. Atenție călători! Măsurile privind accesul limitat în terminalul aeroportului internațional Chișinău sunt prelungite până pe data de 30 septembrie. Încă o zi de război. 9 oameni au fost răniți în urma unui atac aerian. Nivelul apei în Dunăre a scăzut la minime record. Vă spunem de ce la rubrica Știri Externe. Comisia Electorală Centrală a înregistrat joi 29 august 12 grupuri de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova și a unui participant la referendumul republican constituțional. În cadrul ședinței, CEC a examinat și a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova, Vasile Bolea. Motivul invocat ține de statutul său de membru de partid incompatibil cu condiția desemnării în calitate de candidat independent. Prevederile legale ce țin de desemnare candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova și Constituirea grupului de inițiativă, în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă, nu au fost respectate. În temeiul articolului 1, 32 și articolul 40 din codul electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se respinge cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte a Republicii Moldova, domnul Vasile Bolea, din motivele arătate în partea motivată a prezentei hotărâri. Totodată, membrii CEC au aprobat și înregistrarea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova, Alexandru Arseni. Propun spre adoptare următorul proiect de hotărâre. Se înregistrează grupul de inițiativă în număr de 26 de persoane, conform anexei, pentru colectarea semnăturilor în susținerea domnului Alexandru Arseni în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetățenilor. În cadrul aceleiași ședințe, CEC a reexaminat și cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova, Vasile Tarlev. Drept urmare, a fost anulată hotărârea CEC numărul 2722 din 23 august 2024, prin care a fost înregistrat acest grup de inițiativă. Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se reia procedura administrativă de reexaminare cererii numărul CEC cratimă 7-15444 din 21 august 2024 de înregistrarea grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Vasile Tarlev în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. 2. Se anulează hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 2722 din 23 august 2024 cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova, domnul Vasile Tarlev. Reamintim că perioada de depunere a cererii în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova se încheie la 31 august 2024. Până în prezent, CEC a înregistrat 12 grupuri de inițiativă. Între timp, PSD-e și-a exprimat în cadrul unei conferințe de presă dezamăgirea în raport cu decizia Curții de Apel Chișinău de a menține în vigoare hotărârea CEC privind refuzul de a înregistra grupul de inițiativă în susținerea candidatului la alegerile prezidențiale Valeriu Pleșca, calificând-o drept ilegală. În cadrul conferinței, Partidul Social Democrat European a făcut un apel la observatorii internaționali, îndemnându-i să monitorizeze cu atenție situația din Republica Moldova și să ia atitudini față de situația respectivă. De asemenea, PSD-e declară că va continua să lupte pentru alegeri libere și corecte în Republica Moldova. Noi nu cedem! Noi în viața aceasta avem lucruri făcute bine, poate au fost și unii greșeli. Dar nimic nu a fost ceea care m-a făcut să plec capul, să-mi fie rușine de ceva
Noi vom învinge! Amintim că CEC a refuzat cererea lui Valeriu Pleșca din cauza datelor incorrecte introduse în actele depuse, precum și din cauza faptului că atunci când a depus actele, acesta deținea calitatea de președinte al unui alt partid decât cel care l-a desemnat. A început și procesul de înregistrare la referendum. Mai multe formațiuni politice au depus documentele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înscrierea în calitate de participant la campania electorală a referendumului constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Până joi, CECA a recepționat 3 cereri de înregistrare în acest sens, iar 2 dintre acestea au fost aprobate. Joi, Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală documentele necesare pentru înregistrarea în calitate de participant la campania electorală a referendumului constituțional, care se va desfășura pe 20 octombrie curent. Vom îndemna cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot să voteze da la referendum, astfel încât obiectivul de integrare europeană să fie introdus în Constituție, iar procesul să devină irreversibil. Noi trebuie să venim în marea familie europeană ca membri egali cu ceilalți, după toți parametrii, dar nu ca niște rude sărmane. Tot joi, CEC a înregistrat și Partidul Politic Verde Ecologist în calitate de participant la referendumul republican constituțional cu opțiunea DA. De asemenea, pe data de 30 august și Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral la referendum. Acest pas subliniază angajamentul ALDE de a participa activ la procesul democratic și de a susține aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Vă invităm să ne fiți alături în acest moment important. Cât despre formațiunile politice care îndeamnă la boicotarea referendumului constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a precizat că îndemnul la boicot este echivalent cu îndemnul de a vota opțiunea nu, iar o astfel de campanie se supune regulilor electorale. Boicotul nu este opțiune electorală. Ea se echivalează, noi am permis să se înregistreze, dar ei se înregistrează sub opțiunea nu. Pentru că altfel, ce am face noi, Comisia Electorală Centrală, sau eu dacă aș zice acum, sau zic acum, stimați alegători, pe data de 20 octombrie 2024 avem referendum republican constituțional și alegerile prezidențiale, sugerea să veniți la vot în data 20 octombrie. Asta ar însemna că eu fac agitație electorală. Precizăm că partidele politice și blocurile electorale pot depune cererea de înregistrare în calitate de participant la referendum până pe data de 20 septembrie 2024. Colectarea semnăturilor pentru cei care și-au anunțat intenția de a lupta pentru șefia statului este întoi. În ajun, premierul Dorin Recean a anunțat că a semnat pentru susținerea actualei președinte, Maia Sandu. Și unii membri ai cabinetului de miniștri și-au anunțat disponibilitatea de a pune umărul în campania din acest an. În susținerea președintei Sandu pentru un al doilea mandat. În cei 4 ani de primul mandat, președinta Sandu a realizat imposibilul și inimaginabilul. Iată, astăzi noi deja putem să negociem proiectul nostru de aderare la Uniunea Europeană și prin asta să construim o viață bună și prosperă și în pace aici la noi. Iar ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a subliniat într-un podcast că și-ar putea lua perioadă de concediu pentru a participa în campania electorală alături de echipa PAS pentru a sprijini referendumul pro-european, precum și pe Maia Sandu. Voi fi implicat în campanie ca și foarte mulți colegi și eu îndemn toată societatea să se implice în promovarea referendumului. Când voi fi implicat propriu-zis și nu voi putea fi la birou, cu siguranță fie voi ști în concediu sau mă voi degreva. Între timp, și ministrul energiei Victor Parlicov și-a depus semnătura în susținerea candidaturii Maiei Sandu la alegerile prezidențiale. Poziția PAS a fost și rămâne promovarea bunei înțelegeri între toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de religie, cultură, limbă sau etnie. Este reacția formațiunii de la guvernare la declarația deputatului PAS Vasile Șoimaru, potrivit căreia Mitropolia Moldovei ar trebui interzisă.
În cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, deputatul Partidului de la Guvernare, Vasile Șoimaru, a subliniat că Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove ar putea fi interzisă în țara noastră după modelul Ucrainei. Vine momentul când și noi ca Ucraina am să ne dezicem de Mitropolia Moldovei, care de fapt e a Rusiei. Iată cum ei singuri își bagă capul sau gâtul bagă în jug. Cui trebuie asta, domnule? Cum să vă duceți voi când știi că cei au venit cu milioane de dolari veneau în coace, ceilalți al lui Șor venind în coace, acum ei vor pentru biserică să vină. Asta, organele noastre competente, dacă vor lucra bine, eu cred că se rezolvă problema asta numai la aterizarea din aeroport. Eu cred că o să rezolvi problema metropoliilor acum în toamna asta se va rezolva. Declarația a stârnit un val de reacții în spațiul public, însă Partidul Acțiunii și Solidaritate a emis o declarație în care explică că de fapt se disociază de opinia colegului lor de formațiune, Vasile Șoimaru. PAS se distanțează de declarațiile deputatului Vasile Șoimaru privind Mitropolia Moldovei. Guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate nu pregătește niciun proiect de lege sau inițiativă care ar lichida Mitropolia. PAS susține ambele mitropolii și buna înțelegere între enuriași. Conform Constituției Republicii Moldova, biserica este separată de stat, autonomă și nu se implică în activități politice. Poziția PAS a fost și rămâne promovarea bunei înțelegeri între toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de religie, cultură, limbă sau etnie. Președintele României, Klaus Iohannis, va întreprinde o vizită în Republica Moldova sâmbătă 31 august, de Ziua Națională a Limbii Române. Anunțul a fost făcut de reprezentanții președinției țării noastre. Șeful statului român va fi întâmpinat de către președintele Maia Sandu la ora 11. Cei doi lideri vor susține o conferință de presă la ora 12:05. Înainte de eveniment, oficialii vor semna o declarație comună cu privire la cooperarea bilaterală pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Ulterior, președinta Maia Sandu și președintele Klaus Iohannis vor vizita împreună Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo unde vor depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu. Biroul pentru reintegrare regretă că așa zisele autorități transnistrene fac declarații provocatoare, care nu reflectă realitățile istorice și nu contribuie la procesul normal de negocieri. Este reacția Biroului pentru reintegrare la intenția lui Vadim Krasnoselski de a propune o inițiativă care să interzică folosirea toponimului Transnistria în regiune și de a introduce sancțiuni în acest sens. Transnistria este discreditație. Это есть фашизм, это есть нацизм. Transnistria este o discreditare, este fascism, nazism, execuții în masă. Acesta este infanticid, acesta este holocaustul. Prin urmare, literalmente după celebrarea Zilei Republicii, atunci când Consiliul Suprem se va întruni după sărbători, voi înainta o inițiativă legislativă pentru a echivala termenul Transnistria cu simbolurile fascismului și nazismului, precum și voi înainta suportul legal corespunzător. La rândul lor, cei de la Biroul pentru Reintegrare au anunțat că termenul Transnistria a fost utilizat înainte de Primul Război Mondial și făcea referire la teritoriile de pe malul stâng al Nistrului. Actualele reglementări ale Republicii Moldova folosesc următorii termeni: unități, așezări administrativ-teritoriale pe malul stâng al Nistrului și municipiul Bender, regiunile de est ale Republicii Moldova, regiunea transnistreană, malul stâng al Nistrului. Termenul Transnistria a fost pus în utilizare încă înainte de Primul Război Mondial și făcea referire la teritoriile de pe malul stâng al Nistrului, locuite predominant de moldoveni. Se regăsește și în unele acte normative ale Republicii Moldova, inclusiv în Declarația de Independență. Regretăm că Tiraspolul face declarații provocatoare care nu reflectă în niciun fel realitățile istorice și nu contribuie la un proces normal de negociere. Atenție călători! Măsurile privind accesul limitat în terminalul aeroportului internațional Chișinău sunt prelungite până în data de 30 septembrie 2024. Accesul în terminal este permis doar pasagerilor cu bilet sau cu documente de călătorie, personalului autorizat și echipajelor aeronavelor.
Deoarece în perioada estivală orarul zborurilor este unul foarte încărcat, iar fluxul de pasageri este unul majorat, vă îndemnăm să călătoriți responsabil și să veniți cu cel puțin 3 ore până la zborul planificat, pentru a reuși parcurgerea formalităților necesare călătoriei și pentru a evita întârzierea la zbor. Securitatea și siguranța fiecărui participant la traficul transfrontalier sunt priorități absolute. Un bloc cu 18 etaje în locul unui conac urban din secolul XIX. Ministrul Culturii Sergiu Prodan a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre un caz în care a fost prejudiciat patrimoniul cultural de stat. Astfel, un conac de pe strada București a fost demolat, iar în locul acestuia a fost construit un bloc cu 18 etaje. Ministerul Culturii cere acum companiilor care au construit blocul să achite în bugetul de stat peste 21,33 de milioane de lei, drept recuperarea prejudiciului adus statului. Potrivit lui Sergiu Prodan, este vorba despre conacul urban Râșcanu de Rojinski de pe strada București din Chișinău, care a fost construit în anii 70 ai secolului 19. Epopeia edificiului durează mai bine de 20 de ani. În 2006, acesta a trecut la balanța Ministerului Culturii. Scopul, după cum scria și în hotărârea de atunci, a fost protejarea patrimoniului național cultural. În iulie 2009, APP a vândut unei companii 3 construcții situate la această adresă, o clădire administrativă, un garaj și conacul propriu-zis. Cumpărătorul, prin contractul de vânzare-cumpărare, s-a angajat să restaureze monumentul în termen de 3 ani, în baza schiței și a documentației de proiect coordonate cu Ministerul Culturii. A mai urmat însă o serie de tranzacții cu aceste clădiri și de fiecare dată noul proprietar se angaja să respecte obligațiunea de a restaura monumentul istoric. Aceeași obligație s-a aflat și în baza certificatului de urbanism și autorizației de construcție emise în 2012 sau 2013 de Primăria Chișinău. Cu toate acestea, la adresa București 62 nu avem nici urmă de monument istoric, susține Prodan, așa cum niciuna dintre companiile în proprietatea cărora au fost aceste edificii nu s-a ținut de cuvânt. De facto, în loc să restaureze conacul, acesta a fost demolat. Societățile vizate au încălcat legislația cu privire la protejarea bunurilor de patrimoniu cultural, care interzice demolarea monumentelor istorice. Ministerul Culturii, în premieră pentru Republica Moldova, a inițiat procedura de reparare a prejudiciului adus patrimoniului cultural construit în urma demolării monumentului. Reprezentanții APP, la rândul lor, au menționat că susțin inițiativa Ministerului Culturii și menționează că deja au dispus verificarea tuturor proceselor și procedurilor sub aspectul legalității documentelor prezentate în domeniul construcției cu pricină. Programul Prima Casă Plus, dedicat familiilor din Republica Moldova, este deja disponibil la unele bănci comerciale. Despre aceasta anunță ministrul Economiei și Digitalizării Dumitru Alaiba pe pagina sa de pe rețelele de socializare. Oficialul a îndemnat cetățenii să se adreseze pentru mai multe detalii la băncile la care aceștia sunt de serviți. Programe de asigurare a populației cu locuințe există în toate statele dezvoltate. A fost un proces contra cronometru. Am mișcat cât de repede a fost posibil. Le mulțumesc colegilor de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și, desigur, colegilor mei minunați de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova. Reamintim că programul Prima Casă Plus este disponibil pentru cetățeni începând cu luna iulie curent, iar autoritățile au anunțat despre implementarea mai multor facilități pentru beneficiari. Printre acestea se numără extinderea programului pentru acele categorii de specialiști care nu au statut de angajați, creșterea plafonului maxim pentru prețul locuinței de la 1 milion la 2,5 milioane de lei, mărirea perioadei de creditare de la 25 la 30 de ani, precum și majorarea cotei de garantare pentru locuințele din afara municipiului Chișinău, de la 50% la 70%. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a susținut o conferință de presă în contextul începutului noului an de studii 2024-2025. În cadrul conferinței, ministrul a prezentat un raport detaliat despre activitatea din anul școlar precedent, 2023-2024, și a subliniat perspectivele pentru perioada care urmează.
Potrivit ministrului, una dintre realizările importante în acest an este atragerea unui număr record de tineri profesori în sistemul educațional. Ne confruntăm cu un deficit de cadre didactice, cu o îmbătrânire în sistem și atragerea tinerilor a fost o prioritate majoră. Și avem aici o noutate bună, avem cel mai mare număr de tineri repartizați după absolvirea la pedagogie din ultimii ani, sunt 407 la moment cu contracte semnate. Ne așteptăm la încă câteva contracte până la începutul anului. În orice caz, deja față de anul precedent, față de 2023, vedem o creștere cu 15% acestui număr și totodată o creștere de 35% față de media pe ultimii 5 ani. Creșterea numărului de elevi înscriși în învățământul dual cu 54% comparativ cu anul precedent și o creștere semnificativă a numărului de absolvenți de liceu care aleg să studieze în universitățile din Republica Moldova sunt alte două rezultate cu care se laudă MEC. Deja vedem o creștere cu circa 10% a celor care au ales universități din Republica Moldova. Ne bucură extrem de mult acest lucru. Este o mare prioritate pentru noi să reușim să convingem cât mai mulți absolvenți de colegiu și liceu să rămână în țară la studii și ne bucură că acele investiții care s-au făcut în universități, campaniile de promovare, întâlnirile cu absolvenții din clasa 12, lansarea de specialități noi, specialitățile viitorului, promovarea specialității pedagogice anul ăsta prin campania FIPRO, au dus la acest rezultat, este extrem de încurajator. Ministrul a subliniat de asemenea investițiile semnificative realizate în infrastructura educațională. Ministerul își propune să continue aceste investiții și în anii următori pentru a oferi elevilor și profesorilor un mediu de învățare modern și performant. Perciun a făcut referire și la reorganizarea instituțiilor de învățământ. Noi avem elevi din circa 10 instituții de învățământ care vor merge într-o școală din apropiere mai bine dotată, cu suficienți profesori, cu activități extracurriculare, cu posibilitatea de a învăța o limbă străină. Sunt 10 instituții de învățământ în această situație, din informațiile care dispunem la moment. Acum, nu întâmplător, noi am avut și acea donație și transmitere de autobuze ieri. Cel mai mare lot a mers spre raionul Sângerei, unde au fost reorganizate 5 instituții de învățământ. Printre obiectivele majore pentru anul școlar 2024-2025 anunțate de Ministrul Educației se numără implementarea noului curriculum, reglementarea utilizării telefoanelor mobile în școli, organizarea centralizată a examenului de clasa a 9-a și continuarea eforturilor de debirocratizare a sistemului educațional. În contextul începerii noului an școlar, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește responsabililor din instituțiile de învățământ din țară despre necesitatea respectării regulilor antiincendiare. Specialiștii îndeamnă factorii de decizie să țină cont de cerințele generale privind asigurarea securității la incendiu pentru evitarea situațiilor de risc. În acest sens, pompierii atenționează că toate trecerile, coridoarele și scările trebuie menținute liber. De căile de evacuare se exclud amenajarea pragurilor, turnicetelor sau altor instalații care împiedică evacuarea liberă a persoanelor, iar ușile de evacuare către exterior trebuie să fie accesibile și să funcționeze fără dificultate. Încăperile trebuie să fie dotate cu instalații automate de semnalizare a incendiilor, iar hidranții în interior de incendiu să fie completați cu furtunuri de regulare și menținuți în stare bună de funcționare. Mai multe drumurile, căile de acces la clădiri, precum și la sursele de apă pentru stingerea incendiilor, trebuie să fie libere și să asigure accesul autospecialelor de intervenție la incendiu, mai notează specialiștii. Fiecare obiectiv este obligat să elaboreze instrucțiuni cu privire la regulile de apărare împotriva incendiilor, în care să stabilească și alte cerințe de securitate. În vederea pregătirii corpului didactic și a elevilor să reacționeze corect în situații de risc, Inspectoratul a organizat de la începutul anului 2024 exerciții de evacuare în 1295 instituții de învățământ din țară, unde au fost instruiți 269.000 de elevi și 23.000 cadre didactice. Aceste activități ridică nivelul de reziliență în situații de risc și protejează copiii și profesorii de eventuale consecințe ale situațiilor excepționale. Potrivit IGSU, astfel de acțiuni urmează a fi realizate în continuare în școli, odată cu începerea anului de învățământ.
În prezent, în Republica Moldova sunt publicate, în medie, 250 de ziare și reviste, dintre care 105 sunt în limba română și 145 sunt în limba rusă. Cu toate acestea, presa scrisă se citește de 4 ori mai puțin decât acum 15 ani, iar majoritatea timpului este dedicată citirii pe internet. Datele au fost prezentate în cadrul unei noi analize economice realizate de expertul economic Veaceslav Ioniță în contextul sărbătorii Ziua Limbii Române, marcată anual pe data de 31 august. Cititul la noi rămâne de dorit. Cei din sate citesc de două ori mai puțin decât cei din orașe, cei din Moldova citesc cu mult mai puțin decât cei din Europa și marea majoritate a timpului moldovenilor îl parcurg citind pe internet mai puțin ziare și reviste. A, dacă asta a fost în 2014 și astăzi cred că pe internetul bate la maximum ziarele și revistele. Veaceslav Ioniță a subliniat că în ultimii 3 ani s-a înregistrat o medie de 250 de publicații periodice. De asemenea, din anul 2008 și până în prezent, în fiecare an se închid aproximativ 20 de publicații periodice în țara noastră, iar numărul ziarelor importate este de 10 ori mai mic. Câte ziare procură moldovan matur timp de un an de zile? Observăm o scădere de peste 3 ori, dintre care ziare în limba română 3 și în limba rusă 3,4. Numărul de ziare pe care noi în prezent al citim este de 3 ori mai mic decât a fost în perioada 2006-2010, când a fost maxima. Numărul de reviste este de 3 ori mai mic. Din păcate citim puțin și rusește, și în engleză, și în română. Totodată, în ceea ce privește cărțile publicate, anul trecut în Republica Moldova s-au înregistrat peste 2500 de titluri. Dintre acestea, aproximativ 73% sunt în limba română, 10% în limba rusă, iar 7,4% în alte limbi. Cărțile sunt tipărite în proporție de 44% la edituri private, circa 16% la edituri de stat, peste 12% în străinătate la comanda editurilor din Moldova, iar mai mult de 23% dintre cărți au apărut fără indicarea numelui editorului, mai precizează expertul. Un angajat al serviciului Vamal și fratele său au fost reținuți fiind documentați într-o cauză penală cu referire la migrația ilegală. Conform schemei infracționale, cei doi sunt bănuiți că, în comun cu alte persoane, membri ai unei grupări criminale, ar fi asigurat facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru cetățenii ucraineni, bărbați apți pentru serviciul militar. Din declarațiile unuia dintre ucraineni, suma plătită ar fi fost de 5.000 de euro. La data de 28 august, curent, în cadrul unei acțiuni speciale, echipele de investigații au oprit în trafic mijlocul de transport condus de funcționarul Vamal. În consecință, au fost depistate și ridicate în calitate de probe ale dosarului penal 2 telefoane mobile și mijloace financiare. Mai târziu a fost reținut și fratele acestuia, bănuit de complicitate. Conducerea serviciului Vamal declară că persoanele ce nu împărtășesc principiul de corectitudine și integritate profesională trebuie să plece benevol, căci unul dintre obiectivele cheie ale serviciului Vamal este eliminarea factorilor de corupție și în acest sens sunt intensificate acțiunile de conlucrare cu instituțiile de resort. Conform deciziei judecătoriei Edineț, sediul Briciune, ambii frați au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Investigațiile continuă, timp în care, potrivit legii, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției. După 8 săptămâni de ieftiniri, carburanții înregistrează scăderi record ale prețurilor pentru anul curent. Motorina înregistrează un nou minim absolut pentru anul curent de 19 lei și 83 de bani per litru. Mai mult, prețul actual la acest carburant poate fi comparat cu cel din lunile iunie 2023 și ianuarie 2022. Prețul la benzină, de asemenea, a înregistrat o scădere constantă în ultima perioadă, iar în cele 8 săptămâni de depreciere consecutive, aceasta s-a ieftinit cu 1,90 de lei per litru sau cu 7,5%, în timp ce motorina standard s-a ieftinit cu 2,14 bani per litru sau cu 9,7%. Prețurile actuale la carburanți sunt determinate atât de nivelul tot mai scăzut al cotațiilor plați, care au ajuns la circa 750 de dolari tona la benzină și 700 de dolari la motorină, cât și de aprecierea tot mai accentuată a monedei naționale în raport cu dolarul SUA.
Rata oficială medie de schimb stabilită de Banca Națională a Moldovei a constituit vineri 17,39 de lei pentru un dolar. În aceste condiții, pentru următoarele trei zile, ANRE a stabilit prețurile maximale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard la nivelul de 23,39 de lei per litru pentru benzina COR 95, în scădere cu 11 bani, 19 lei și 83 de bani pentru motorina standard, mai ieftin cu 5 bani. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Continuăm ediția cu știri externe. Vineri seara, în orașul Sumă din nord-estul Ucrainei, 9 persoane au fost rănite în urma unui atac aerian al armatei ruse. La întreprinderea vizată în atac a izbucnit un incendiu. Locuitorii urbei au fost îndemnați să se baricadeze în case și să nu plece până când consecințele atacului nu vor fi în totalitate eliminate. Numărul și starea victimelor se stabilește, serviciile de urgență lucrează pentru a elimina consecințele atacului aerian. În total, în noaptea de 30 august, armata rusă a lansat 18 drone Shahed și o rachetă balistică Iskander M în Ucraina. Reapărarea antiaeriană a doborât 12 drone, informează reprezentanții ai forțelor aeriene ucrainene. Pentru a respinge atacul au fost implicate aviația, forțele de rachete antiaeriene, războiul electronic și grupurile mobile de foc ale forțelor aeriene și forțele de apărare ale Ucrainei. Apărarea aeriană a operat în regiunile Vinniță, Nicolaev, Dnepropetrovsk, Kherson și Sumy. Între timp, în Crimea, 4 explozii au avut loc peste satul Kirovskoe în noaptea de 30 august. Potrivit canalelor locale de Telegram, 3 dintre ele se află în zona aerodromului și unul la gară. Potrivit autorităților, 2 UAV-uri au fost doborâte deasupra mării. Traficul pe podul Kerch a fost blocat timp de aproximativ o oră. Ministrul de Externe al UE, Joseph Borrell, le cere țărilor europene să permită Kievului să folosească arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul Rusiei. El a făcut declarația la Bruxelles în timpul unei întâlniri a miniștrilor europeni cu șeful Ministerului de Externe ucrainean, Dmitri Kuleba. Unii politicieni europeni cred că o astfel de rezoluție va genera o escaladare a conflictului. The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use. Armele pe care le furnizăm Ucrainei trebuie folosite în totalitate. Trebuie anulate restricțiile pentru ca ucrainenii să poată lovi locurile din care Rusia îi bombardează. Altfel, această armă este inutilă. Marea Britanie și SUA interzic în continuare utilizarea rachetelor lor cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte pe teritoriul Rusiei. La Kiev se spune că trag doar în ținte militare. Una dintre problemele nerezolvate de pe agenda noastră este să permitem Ucrainei să lanseze lovituri legitime. Subliniez că pentru ținte militare legitime din adâncurile Rusiei, vorbim în special despre aerodromuri în care se află bombardierii ruși care atacă trupele ucrainene, orașele și infrastructura ucrainene. And to attack Ukrainian citizen infrastructure. În acest context, Olanda a confirmat joi că avioanele de luptă F-16 trimise la Kiev ar putea fi folosite pentru a lovi ținte în Rusia, dar numai împotriva țintelor militare, nu a celor civile. Între timp, joi seară, statul major al forțelor armate ale Ucrainei a raportat că în timp ce respingea un atac cu rachetă din Federația Rusă, un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit, iar pilotul a murit. O comisie specială cu participarea experților internaționali a fost desemnată pentru a stabili cauzele accidentului. Forțele armate ucrainene spun că accidentul nu se datorează unei erori a pilotului. Secretarul de presă adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh, a spus la rândul său că doar partea ucraineană poate comenta problema prăbușirii aviatice, iar Pentagonul nu confirmă informații despre cauzele accidentului. Ea a subliniat însă că aviația de luptă este extrem de complexă și că Statele Unite ale Americii sunt mândre că au reușit să antreneze piloți ucrainene atât în SUA cât și cu ajutorul aliaților săi. Tot șeful diplomației europene, Joseph Borrell, a propus introducerea de sancțiuni împotriva mai multor miniștri israelieni pentru incitarea la ură și pentru crime de război împotriva palestinienilor.
Se presupune că vorbim despre ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir și despre șeful Ministerului de Finanțe Bezalel Smotrich. Ambii aparțin aripii de extremă dreapta a guvernului Netanyahu. Declarațiile lor au provocat în mod repetat rezonanță internațională. Am inițiat o procedură pentru a întreba țările membre dacă ar dori să includă pe lista noastră de sancțiuni anumiți miniștri israelieni care răspândesc declarații inacceptabile care incită la ură față de palestinieni, precum și propuneri care sunt în mod clar contrar dreptului internațional și incitarea la comiterea crimelor de război. Itamar Ben-Gvir a vizitat recent moscheea Al-Aqsa din Ierusalim și a propus construcția unei sinagogi pe muntele templului, deși autoritățile israeliene au susținut status quo-ul pe acest teritoriu de zeci de ani. La rândul său, Bezalel Smotrich a spus că forțarea 2 milioane de palestinieni din fâșia Gaza să moară de foame este instructivă. Între timp, este puțin probabil ca apelul lui Borrell să primească sprijin unanim în toate țările UE. Până acum, doar Irlanda s-a exprimat în favoarea acestuia. Vom sprijini recomandarea lui Joseph Borrell de a impune sancțiuni organizațiilor coloniștilor din Cisjordania care promovează extinderea acestor localități, precum și asupra a noi miniștri israelieni, împotriva cărora reprezentantul UE cere de asemenea sancțiuni. Nu vom rezolva problema prin recunoașterea teoretică a Palestinei sau prin sancțiuni împotriva miniștrilor israelieni. Între timp, forțele de apărare ale Israelului au ucis 5 militanți palestinieni în a doua zi a operațiunii tabere de vară din Cisjordania. Printre ei se numără Mohamed Jaber, cel mai căutat terorist din Iudeea și Samaria, comandantul aripii locale a grupării Jihadul Islamic. IDF susține că militanții s-au ascuns într-o moschee din Tul Karm. O altă persoană a fost reținută, un soldat israelian a fost rănit ușor în timpul raidului. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut Israelului să pună capăt imediat operațiunii, spunând că aceasta alimentează o situație deja explozivă. Brigada multinațională NATO din Letonia a prezentat o nouă bază la Adazi. Aceasta a fost finanțată de Canada și de Spania, ambele investind un total de 7 milioane de dolari. Anume, vehiculele blindate vor fi concentrate la baza din Adazi. Până în anul 2026, ele vor ajunge la pregătirea completă. Multi-million euro project, I think. Acesta este un proiect de mai multe milioane de dolari. Suma depășește 7 milioane de euro și este un alt angajament de combatere a eventualelor agresiuni care se întâmplă în jur. Acest lucru face de asemenea parte din angajamentul Canadei de a-și spori armata. Atragem mai multe forțe și resurse, mai mulți oameni aici. Pregătim oameni, aducem echipamente. În Rukla, din Lituania, comandantul forțelor terestre germane a lăudat și infrastructura brigăzii locale înainte de desfășurarea din 2026. Aici servesc soldații germani din grupul de luptă întărit al NATO. Până la sfârșitul anului se așteaptă să sosească până la 200 de soldați germani în Lituania. Un total de 2000 de soldați vor fi concentrați aici, iar brigada urmează să devină complet operațională în anul 2027. Polonia intenționează să sporească cheltuielile pentru apărare. În proiectul de buget este prevăzută o sumă record de 40 de miliarde de euro. Vorbim despre 4,7% din PIB-ul țării. Bugetul de apărare al Varșoviei pentru anul 2024 a fost de 4,2% din PIB, ceea ce a făcut deja Polonia țara cu cele mai mari cheltuieli militare, atât din NATO cât și din UE. Am pregătit un buget pentru construcție și forțe. Vom construi ceea ce este necesar atât pentru securitatea imediată a Poloniei, cât și pentru securitatea energetică. De asemenea, ne-am hotărât asupra cheltuielilor record de apărare. Vorbim despre aproape 190 de miliarde. De la începutul războiului din Ucraina, Polonia a făcut achiziții mari de echipamente militare, inclusiv avioane de luptă, tancuri și sisteme de apărare antirachetă din Statele Unite și din Coreea de Sud. Planul bugetar va fi discutat cu sindicatele și mai trebuie aprobat de parlamentarii polonezi, dar și de președintele Andrzej Duda. La mijlocul lunii august, Lituania a anunțat și o creștere a cheltuielilor pentru apărare, ceea ce o va propulsa pe locul 4 în NATO. Serbia va primi 12 luptători francezi Rafale. Acordul în acest sens a fost semnat de președinții celor două țări la Belgrad. Liderul francez Emmanuel Macron se află acolo într-o vizită menită să întărească legăturile Serbiei cu Uniunea Europeană. Macron spune că afacerea în valoare de aproape 3 miliarde de euro este de o semnificație istorică.
Alegerea Serbiei a luptătorului Rafale este o alegere evidentă. Acesta este un pariu pe o alianță pe termen lung între cele două țări ale noastre în cadrul unei Europe mai puternice și mai suverane. Acesta este un pas către consolidarea autonomiei noastre strategice. Acordul va permite Serbiei să-și modernizeze forțele aeriene, care, în principal, constau din MiG-29 de fabricație sovietică. Contractul semnat include un pachet complet de servicii logistice, inclusiv motoare de rezervă și așa mai departe. Valoarea contractului este de 2,7 miliarde de euro. Serbia va primi 12 avioane complet noi. Serbia își propune în mod oficial să adere la Uniunea Europeană, dar țara a făcut puține progrese în ultimii ani în ceea ce privește statul de drept și reformele democratice, care sunt condiții cheie pentru aderarea la blocul celor 27. Serbia este țara lider din Balcanii de Vest, dar din punct de vedere al dezvoltării pe termen lung, acest lucru nu este suficient. Trebuie să facem eforturi pentru a ajunge din urmă, sau măcar, să ne apropiem de țări precum Slovacia, România sau Croația și Slovenia. În acest sens, parteneriatul cu Franța este important. Macron a mai remarcat că echilibrul etern al Belgradului între Bruxelles și Moscova este doar o iluzie. Împotrivit acestuia, Serbia va putea să-și protejeze interesele și să-și păstreze identitatea doar sub auspiciile UE. Prim-ministrul Spaniei a finalizat un turneu în trei țări africane, Mauritania, Gambia și în Senegal. Negocierile au fost dedicate subiectului migrației ilegale. Pedro Sanchez s-a angajat să extindă oportunitățile pentru cei care doresc să se mute ilegal în țara sa, iar partenerii săi africani să stopeze migrația ilegală. Numărul sosirilor în insulele Canare a crescut în ultimele luni. Analiștii sunt de părere că acest fenomen ar putea fi facilitat de un acord între Comisia Europeană și unele țări mediteraniene. Din motive politice, atât militanții libieni cât și guvernul tunisian încearcă să intercepteze și să trimită înapoi migranți, încălcând drepturile omului în acest proces. Deci dacă ne uităm la regiunea mediteraneană în ansamblu, vedem că creșterea numărului de migranți în insulele Canare înseamnă o creștere a numărului de interceptări în alte puncte de intrare în Europa. Unul dintre planurile lui Sanchez de a depăși criza este încurajarea așa numitei migrații circulare, adică angajarea lucrătorilor străini în țările lor de origine, unde se întorc ulterior. Maroc și Senegal au încheiat deja un acord similar cu Spania, care se extinde acum în Gambia și în Mauritania. Ideea premierului spaniol a fost susținută de ONG-uri, deși ele au avertizat asupra riscurilor. Când vorbim despre migrație circulară sau despre rute legale, vorbim în special despre lucrători sezonieri, muncitori sezonieri pe care îi cunoaștem bine în Huelva, în Puglia sau Calabria, în sudul Europei, dar de multe ori aceasta înseamnă exploatare. În primele 6 luni ale anului 2024, numărul migranților ilegali sosiți în insulele Canare a crescut cu 154% potrivit Frontex. Mulți dintre ei sunt copii. Călătoria acolo cu barca din Gambia sau Senegal este considerată foarte periculoasă. Trece printr-o zonă cu curenți atlantici puternici și durează câteva zile. Criza migrației din insulele Canare a fost cea care l-a determinat pe Pedro Sanchez să ia măsuri. O soluție la problemă ar putea fi un sistem care seamănă cu sistemul european de solidaritate. Se propune distribuirea migranților minori între diferite regiuni spaniole. Problema îngrijorează și Bruxelles și, deși șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen nu are de gând să viziteze insulele Canare în viitorul apropiat, biroul ei notează că nu este exclusă o astfel de posibilitate. Tone de pești morți au acoperit apele golfului Pagasitikos, pe coasta căruia se află portul grecesc și orașul stațiune Volos. Autoritățile și localnicii se grăbesc să adune peștele înainte ca mirosul urât să ajungă la hotelurile și la restaurantele din apropiere. Potrivit experților, fenomenul nu este periculos pentru sănătatea umană și nu este ceva nou. În fiecare zi, mii de tone de apă din râul Carla și din zonele înconjurătoare se varsă în golful Pagasitikos, prin pârâul Xiria. Mii de pești de apă dulce intră în mare împreună cu apa și mor în valurile mării. Peștii morți se întind pe kilometri. Pescarii locali spun că înnoată nu numai de-a lungul coastei, ci și în centrul golfului Pagasitikos. Într-o singură zi, 40 de tone de pești morți au fost deja îndepărtați, dar este încă mult de lucru.
A doua problemă potențială este contaminarea apei cu agenți patogeni care se pot dezvolta și pot dăuna mamiferelor marine, cum ar fi delfinii și țestoasele. Nu știm încă întinderea completă a pagubelor. Să vedem cum evoluează evenimentele în următoarele zile. Suntem alarmați. Lucrătorii din sectorul turismului se tem pentru afacerile lor. Anul trecut au avut deja de suferit din cauza furtunii. După potop, orașul nostru era gol. Acum golful este plin cu pește venit de pe Carla. Comparativ cu anul trecut, veniturile noastre au scăzut cu 80%. Am avut 20 de angajați, dar anul acesta doar 8, pentru că nu sunt turiști. Parchetul local a dispus o anchetă asupra incidentului. Autoritățile intenționează să blocheze râul cu o plasă pentru a împiedica transportul peștilor în golf. Oamenii de afaceri locali spun însă că acest lucru ar fi trebuit făcut înainte de furtună, sau cel puțin în luna mai, înainte de începerea sezonului turistic. Turismul, pescuitul și transportul în România sunt grav amenințate. Din cauza căldurii extreme din această vară, nivelul apei în Dunăre a scăzut la minime record. În consecință, multe nave au ieșuat în sudul țării. Capitanul vasului de croazieră ieșuat spune că râul are doar câțiva metri adâncime în unele părți ale Dunării. Uneori barca se blochează în nisip și nu o putem muta. Adesea există doar 20-30 de centimetri sub vas. Este dificil să mergi de-a lungul râului. În această zonă, Dunărea servește drept graniță între România și Bulgaria. Șoferii de camion se plâng că nu pot trece și sunt nevoiți să aștepte multe ore în cozi kilometrice. Am ajuns aici la prânz și stăm aici de 8 ore, dar astăzi nu circulă feribotul. Sperăm că mâine vom trece în Bulgaria. Iar pescarii spun că din cauza căldurii nu mai au captură. Aproape că nu există pești pentru că nivelul apei este foarte scăzut. Dacă arunc o undiță, prind doar iarbă. Suntem aici de 2 ore și nu am prins nimic. România, ca și alte țări din sudul Europei, a trecut prin mai multe valuri de căldură în acest sezon. Temperatura aerului depășea deseori 40 de grade Celsius. Oamenii de știință britanici au inventat ochelari inteligenți pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Dispozitivul permite vizionarea meciurilor sportive, precum și transmisiuni în direct de calitate bună. Ceea ce face ochelarii unici este faptul că persoanele cu deficiențe de vedere pot manipula imaginea pe care o văd pentru a se potrivi nevoilor lor individuale. De exemplu, măresc sau micșorează imaginea. În plus, obiectele în sine sunt percepute mult mai strălucitoare și mai clare prin ochelari. Apropo, know-how-ul de înaltă tehnologie este deja folosit de fani la Jocurile Paralimpice de la Paris. Anume, acolo a fost prezentat pentru prima dată acest dispozitiv la acest eveniment. Potrivit estimărilor OMS, în prezent există peste 2 miliarde de oameni în lume cu o formă de deficiență de vedere. Comitetul de organizare al Jocurilor Olimpice de la Paris a anunțat o campanie de vânzări a obiectelor utilizate pentru organizarea Jocurilor Olimpice și a celor paralimpice. Vorbim despre aproximativ 6 milioane de articole, dintre care unele vor fi donate gratuit federațiilor sportive din toată țara. Tot ce poate fi folosit în calitate de echipament profesional este deja scos la vânzare pe un site special, echipament de siguranță, în primul rând. Steagurile, însă, îmbrăcămintea voluntarilor și decorul cu simboluri olimpice vor fi vândute la târguri special organizate, notează Olivier de Borg, reprezentant al Comitetului de Organizare. Acum acumulăm toate articolele care pot fi scoase la vânzare. Vor fi și surprize. În orice caz, ne bucurăm să putem oferi oamenilor ceva care ar putea deveni un suvenir, de exemplu, prosoape care erau folosite de sportivi pe terenurile de competiție. Credem că vor fi la cerere. În ceea ce privește prețurile, le vom face accesibile. Jocurile Paralimpice de vară au început miercuri la Paris. Aproximativ 4.400 de sportivi, reprezentanți ai peste 180 de delegații din întreaga lume, au participat la parada echipelor de pe Champs-Élysées. Jocurile Paralimpice vor dura până pe data de 8 septembrie. Sportivii participanți vor concura pentru medalii la 22 de sporturi. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți și în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție. Fiți aproape, urmează buletinul informativ în limba rusă. Numai bine!
Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.